De la debutul pandemiei pe teritoriul României au fost confirmate 1.084.919 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.048.548 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare au fost înregistrate 208 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În regiunea Sud-Muntenia au fost înregistrate două cazuri noi în Argeș, 4 în Călăraș, 3 în Dâmbovița, 2 în Ialomița, 12 cazuri în Ilfov și 6 cazuri în județul Prahova. 34.316 persoane diagnosticate cu infecția SARS-CoV-2 au decedat de la debutul intervalului. De asemenea, în perioada 7-8 august au fost raportate de către INSP 3 decese, 2 bărbați și o femeie, pacienți infectați cu noul coronavirus și internați în spitalele din Iași, Maramure și Timiș. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-55 de ani și două decese la categoria 70-79 de ani. Dintre cele trei decese, două sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. De asemenea, nu au mai fost raportate decese anterioare. În unitățile medicale de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 579. Dintre acestea, 79 erau internate la terapie intensivă. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.798.477 de teste real-time PCR și 1.958.041 de teste rapide antigenice.